O nouă zi, se pare că încă suntem la Alice în casă. Alice, este foarte bine că încă ne-a lăsat să stăm cu ea în casă. Asta îmi place foarte, foarte mult. O să-i spun la un moment dat dacă ea tot mă ține și nu o să mă dea afară din casă, ceea ce este bine totuși că înseamnă că este o prietenă adevărată. O să-i spun că, bă, Alice a fost un experiment, pentru că chestia aceasta ce o să fac eu, ce fac eu cu Darusel, este un experiment. Dacă încă nu știți, dacă încă n-ați văzut videoclipurile din trecut, vă recomand să le vedeți înainte de acesta, deoarece așa o să vă dați seama cam cum stă treaba cu toate astea. Bă, dar chiar acum chiar sunt curios ce o să facă și Alice, sincer. Adică trebuie să mă duc repede la ea, să o întreb așa, ce mai faci? Ea nu știu, trebuie să fac într-un fel să mă enervez, să mă... Bă, ce... bă, de unde ieși? Alice? Alice, mă... Bă, ce faci, mă, Alice, mă? Bă, iar sar, mă, pe geamuri, iar stai pe la geamuri. Ce faci, Alice? De unde ai venit? Nu, bă, nu, Rafael, stăteam și un pat, dormeam și dintr-o dată am căzut din pat. Mai stai puțin, tu ai patul în partea asta, ceva de genul, și geamul ai prin partea asta. Cum ai putea să cazi din pat și să pici așa, gen, pe jos, afară, pe geam, să pici de pe geam? Bă, nu știu, mă, nu știu, dar am căzut din pat. Stai așa, să punem aici la loc. Ok, ok, Alice, am înțeles. Nu știu, adică foarte ciudat ceea ce se întâmplă cu tine, sincer, dar mă rog, sincer, ce faci tu astăzi? Ce ai pățit? Ce mi-ai făcut astăzi? Cum adică ce am făcut? Băi, uite, am căzut din pat, acum m-am trezit, ce crezi că pot să fac? Ah, clar, da, băi, da, mi-ai zis că ai căzut, eu nu înțeleg, Alice, cum ai putut tu să cazi din pat și să te trezești, adică, pe bune, n-am mai văzut în viața mea, spuneți-mi mie dacă ați mai văzut pe cineva, Alice, bă, Alice, bă, bă, felicitări, bă, 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 da, fizioră, bă, 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 bă. Mă, ce cazi, mă, aici, mă, tu îți permiți să intri peste noi în casă, mă, după ce că m-ai dat afară, mă, ce vrei, mă, ce vrei, de ce ai venit aici? Bă, dai, mă, frate, bă, da, unde mi-e frică? Dar nu mai țipă așa la noi, mă, Alice, asta e nebun, mă, dă-l mă afară din casă, tu nu vei, mă, ce, mă, dar țipi așa, bă, vorbește încet, calm, că mă, ne enervezi, după ce că m-ai dat afară din casă, mai tu pe să vii aici, să vii și cu tupeul la noi. Bă, Rafale, bă, bine cineva mi-a furat viciderul, bă, Rafale, bă, cu toți burgerii care aveam, bă, mi-am un burger, bă, eu mi-am un burger. Mă, ce zici, mă, ți-a furat, ce ți-a furat, mă? Frigiderul, bă. Aaa, bă, Alice, i-a furat frigiderul, mă, Alice, bă, doamne, da, bă, păi dacă ești frate, dar să le și mă dai afară din casă, râde, tu te mă dai aici, Alice, dă-l afară din casă, că deja mă enervează ăsta, dar e că, bă, bune, după ce că mă dai... Așa, mă, Alice, bravo, mă, dar uite-te la el. Bă, Alice, n-am putut să te dau de gol, că știi că tu ai făcut asta ieri, știi că s-a întâmplat treaba asta ieri. Bă, taci, 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 că poate pe aici. Uite, uite, uite-te puțin la el. Bă, du-te acasă, du-te acasă, bă, ești nesimțit după... Alice, vine după mine, vine după mine. Hai sus, că sunt bine, poate vedea. Adică hai să vorbim și noi, serios. Da. Stai, eu mă duc să mă joc la calculator, tu nu știu ce faci, da? Nici nu vrei să mai vorbești cu mine, ok. Deci se comportă foarte ciudat, dar este bine că ai zis că sunt la calculator. Bă, dar Arsele, unde ești, bă, că vreau să vorbesc cu tine, bă. Arsele, bă, vino repede, vino. Așa, mă, vino repede, să nu ne vadă Alice. Vino aici, să nu ne vadă Alice. Bă, deci fii atent, bă, dar Arsele. Bă, ce ai zis tu că ți s-a furat frigiderul, nu? Bă, Rafael, dar știi, bă, ne simți, bă, mă ajut, bă, mă ajut. Cum, de ce să fie, mă, ne simți, dar Arsele? Uite, bă, Rafael, mă dai afară de față, că hai, ajută-mă, ajută-mă. Bă, doamne, dar Arsele, tu ai uitat ce facem aici, că facem experimentul, adică tu m-ai certat cum ar fi până mi-ai dat afară din casă și m-am mutat cu Alice în casă, adică normal că te dau afară. Cum vrei să reacționezi, dar Arsele, vrei să-și dea seama? Da, bă, hai. Dar și nu mi-a furat, bă, frigiderul, bă, că nu m-am băbut de ăsta, ultimul meu burger. Nu, mă, bă, deci fii atent, dar Arsele, ți s-a furat frigiderul, dar fii atent care este faza. Ieri, bă, dar chiar tu unde ai fost ieri, dar Arsele, când ai fost acasă? Păi, bă, Rafale, eu ieri am fost la bunica. La ce bunica ai fost, mă, tu, dar Arsele, ia vorbește mai tare, că nu prea te aud. Am fost la bunica, uite acolo, bă, acolo am fost la bunica. Toată ziua ai fost la bunica, mai și ce ai făcut tu la bunica, dar Arsele? M-am jucat cu bunii, uite, i-am făcut burger, ea mi-a făcut burger, ne-am jucat cu mine, ne-am uitat la filme. Ok, ea ți-a făcut burger, ai făcut burger, am înțeles, dar Arsele, deci fii atent, bă, dar Arsele, ca să spun să spun mai drept, deci fii atent, dar Arsele, ce s-a întâmplat de fapt. Înainte să zic de chestia asta cu frigiderul, bă, ce faci, mă, dar Arsele, mă bagi în seama, mai vrei să afli răspunsul sau nu? Hai, zi. Deci fii atent, bă, dar Arsele, în primul rând, Alice, fii atent, ieri că tu ai fost plecat, dar Arsele, am încercat să o enervez pe Alice pentru 24 de ore, dar Arsele, eu am încercat să o enervez toată ziua ieri că tu ai fost plecat și fii atent, dar Arsele, am ajuns acasă la noi, cum ar veni să venim la tine să vedem, nu știu ce, să mai iau niște lucruri, să mai iau niște, dar stai, fii atent, dar Arsele, a venit ea și ea că era nervoasă, că am enervat, eu ți-a furat frigiderul. Ia ți-l-a furat, dar să nu-i spui, bă, să nu te iei de ea, că fii atent, dar Arsele, nu trebuie să-și dea seama, nu trebuie să audă că am zis eu asta la tine, că după poate mă dă afară din casă, pentru că fii atent, dar Arsele, adică nu vreau să mă dea afară din casă, până la urmă o să-i spunem că a fost o farsă, că a fost un experiment social, ca să vedem dacă ea e prietenoasă cu mine sau nu, dacă e prietenă, dacă mi-e alături în momentele astea grele, dar Arsele, cum am fost și eu, când știi că s-a mutat cu noi în casă, mai știi? Bă, Alex, uite, Alex, fugi. Mă pleacă, mă, de aici, nesimțitule, mai îți mai permis să mă și vii. Îți mai permis să mă și vii. Alex, mă furmie frigiderul, nu? Nu ți-l
ți-l-am furat, eu n-ai auzit că nu ți-l-am... Alice, du-l acasă, Alice, du-l acasă. E o infracțiune pe aici că ești polițist, aveți grijă. Nu, doamna. Ia pleacă acasă. Ia, hai, eu plec de aici. Da, ne simțim, tu te vii la noi aici, așa, da, uite-ți să puțin la Darusel cum stă cu oalea, adică, Alice, uite-te unde Darusel aici, cum stă cu oalea în picioare, bă, Darusel, vină că a plecat, bă. Așa, bă, deci fii atent, Darusel. Până la urmă, o să zicem noi la un moment dat că a fost o falsă și așa, adică ea m-a lăsat în casă, chiar dacă m-a enervat și toate astea, bă, uite-te la ea. Stai că nu vine. Bă, Darusel, dar ce să mai fac, mă? Mai încerc, mă, să o mai enervez așa, să mă dea afară din casă sau ce crezi? Mă dă afară sau nu? Bă, Doamne, Alice, să stai mai și permite, sincer, adică uite-te cât de nesimțit e, ci că vine aici cu frigiderul, că nu știu ce, după ce că el m-a dat afară din casa, Alice, își permite să vină aici să fac e legea și la tine în casa, Alice, tu ți se pare normal? Da, mă, bă, da, nu știu ce-i că, ai dreptate. Da, e cam nesimțit, sincer, adică nu știu de ce faci așa, adică eu voiam să fiu prieten cu el și el m-a dat afară din casă și acum ai văzut cum să te apă aici, nu vrea să mai plece, nu știu care este faza cu el, ce vrea să facă, ce? Hai să nu te mai văd în curte la mine. Pleacă acum. Bă, unde e, mă? Bă, iar e Darusel aici? Da, mă, a fost la geam. Ok. Da, Alice, nu știu, n-am ce să mai zic, sincer, dar da, bă, da. Bă, Darusel, ia vino aici, Darusel, că deja ne enervezi. Pă bune, la modul cel mai serios, Darusel, ia, arată-te pe aici. Clasic, nici nu vrea să arate. Da, uitați-vă puțin, gen și Alice și Darusel să. Ok, nu mai am nimic de zis. Mă, Alice, fii atentă. A venit Darusel aici. Bine că ați venit și nu mai faceți toate tâmpenile astea că deja mă enervați. Ok, Alice, fii atent. Ce am făcut eu cu Darusel? Ce ți-am plănuit, Alice? Ți-am plănuit să facem în felul următor. Am vrut să facem un experiment ca și cum Darusel mă dă afară din casă. De fapt, Darusel nu m-a dat afară din casă și el, adică am vrut să facem un experiment să vedem dacă tu mă primești, dacă ești primitoare, dacă ești prietena noastră, dacă ești amabilă cu noi și toate chestiile de genul. Darusel a fost complice, nu s-a întâmplat nimic, dar Alice, ceea ce ai făcut tu cu frigiderul nu prea e bine, sincer. Da, Alice, ești chiar nesimțită. Bă, Darusel, lasă-mă să abia. Ce cum adică, Alice? Nu, ce cum adică? Păi, da, cum adică? Deci, stai așa, vine. Cum e experimente? Da, Alex, ca să vedem dacă ești prietenoasă. Cum adică? Ce faci, mă? Te îmbraci în polițist? Ce faci? Dă-mi ce-am făcut? Oh, ups. Nu, că are defecte uneori. Ia uite, mă, a venit și Darusel. Bă, stați puțin, hai să mai vorbim și noi ceva. A venit super erou. Rafale, urcă, stai. Așa. M-am ajuns în lumea super erou. Eu sunt adoptat de super erou. Aici, asta ce se întâmplă? Da, Fugi! A fost că ne urmește poliția! Doamne, bă, gata, că deja... Doamne, ia! Ce? Ăsta chiar e prost. Adică la modul cel mai serios chiar e prost. Cred că chiar nu mi-aș mai dori să mai stau cu el în casă. Mă, Alice, dar ce părere ai avut tu așa? Adică, gen, nu te-ai supărat pe mine zilele astea? Adică, nu știu, gen, mai fi primit în casă? Mai voiai să mai stau cu tine? Sau cum reacționai tu? Păi, cam că am să mă răspund. De fapt, hai să mă răspund acum pe tine. Mă, de ce să te răspund? Mă, stai puțin, Alice, așteaptă-mă să zic ceva, mă, Alice, bă, de ce să te răspund? Ok, uitați-vă puțin. Adică, noi am făcut un experiment să vedem dacă ne este prieten. Acum ea să răzbună, practic, nu i-am făcut niciun prank, dar să răzbună, mă. Dar, da, uitați-vă puțin. Deci chiar sunt cu nebune, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă mai merită să mă... Rafa, fără mașina! Da, Alice, nu! Mamă, Rafale, nu, Alice! Ok, deci din păcate nici nu pot să vorbesc. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă mai merită să mai stau în oraș cu copiii ăștia. Adică uitați-vă puțin, eu nu mă regăsesc cu ei. Uitați-vă cât de nebun. Bă, Darusel. Rafa, vino! Da, ce ziceam? Mă, ce aveți de împărțit unul cu altul? Ce ați pățit? De ce sunteți așa nebuni? Bă, dar nu, că n-avem nimica, nu-i așa? Nu-i așa, mă, că n-avem nimica? Bă, doamne, bă, dar puteți să vorbiți și voi ca lumea, că eu nu vă aud, bă, eu nu vă înțeleg ce vorbiți, bă, ce, mă, da, ce... Bă, tu dai și în gână, fraiere, așa, Alice! Poate vă dau afară din oraș pe amândoi. A, da, Alice?
Nu, să suntem, mă, Alice, fii atentă. Dar să auzi ce vrea Alice, vrea să ne facă un prank cu Chica. Bă, Alice, noi ți-am făcut un experiment, nu ți-am făcut niciun prank, nu trebuie să ți-i revanșa. Pentru ce să ți-i revanșa? Noi am vrut să vedem dacă ești o prietenă cu noi și atât. N-am vrut să facem ceva mai mult de atât. Atunci îmi pare rău pentru mașina ta. Cum adică ce ai făcut? Bă, Alice, bă, du-te mă de aici, tu. Vino, uite, Rafa, vino. Mă, unde să vii, mă? Ce a făcut? Wow, foarte amuzant, Alice, pentru treaba asta trebuie să îmi cumpere o mașină nouă, nu e așa? Bă, Rafa, mergi, bă, Rafa. Mamă, bă, Rafa, e un toleac. Ia, uite. Wow, foarte amuzant. Bă, nu mă băgam la apă mare, bă, ești nesimțit, dar să le, bă, dar ce am? Dar să iar folosește recurdarea. Ai, deja cred că mă mut din orașul acesta, nu vreau să mai stau cu ăsta, că deja uitați să poți ce se întâmplă aici. Toate ca toate, dar frigiderul când mi l-a adus azi? Dar plin cu burgeri vreau, plin cu burgeri. Ce mă, ce frigider visezi? Crezi că îți mai dau eu ție ăla înapoi? Dar vezi că eu ți-am făcut un bine, mă, că tu și așa, uite-te la tine, mai bine nu mănânci. Ce? Eu zic să-l bagi mare până nu-ți bag eu sabia asta în tine. Bă, ce bine, mă, dar să le bă, dar să le ai nebunii, mă, ce ai, uite că îți bagă frigiderul înapoi, dar să le trebuie să decurge așa repede la violență, nu-i așa, dar să le... Ce faci? Bă, băi, ce fac? Eu nu fac nimic. Uite frigiderul. Mă, dar să ăsta era frigiderul tău cumva? Nu! Alice, frigiderul doar să-l vrea. Schimbă-i culoarea. Dar ce culoare avea? Nu mai știu, schimbă-i culoarea și o să zic că doar să-l ce culoare avea. Adică, pe bune, îți bagi joc așa de el, la mă duci mai serios. Bă, mă, dar nu e ăsta, bă, uite ăsta era! Da, ăsta de fericit. Andrei, ăsta chiar ăla e, că el ăla era. Ăsta era, bă, la fel, dacă nu taci. Bine, gata, șeful. Eu sunt șeful și voi sunt sclavii mei. Mă, du-te mă de aici, bă, dar noi ce facem? Adică, pe mâine, ok, ți-a pus ăsta, așa, roz de fetițe, pentru că ăsta e potrivit pentru tine, dar fel, ia să mergi, mă, pe ăsta. Bă, care mi-a pus roz de fetițe? Hai să mergem în parc, bă, hai. Mă, unde pleacă? Bă, dar voi puteți să vorbiți, bă, deja, nu, că ăștia mă enervează, eu nu înțeleg ce vorbesc ăștia, nu știu, adică, bă, vă știți să vorbiți întreg, să vorbiți până la capăt întreaga propoziție, că eu nu înțeleg ce vorbiți, să vorbiți pe rând, bă, nu să fugiți așa, stați unul lângă altul și răspundeți la întrebări, nu mai evitați răspunsurile. Bă, fraierii, hai, parcă dat, hai, taci, bro! Ok, deci mergem în parc acum, super, foarte, foarte amuzant, chiar sunt curios ce se va întâmpla și acolo cu nebunii ăștia. Și eu nu mai am mașină, și acum ce fac? Tu, păi tu te duci singur, pa! Wow, mă lasă că ți-a zis mașina, în fine, nu mă mai interesează asta. Bă, de fapt, nu, eu chiar nu mai supăr, sincer, nu știu cât o să mai rezist cu copiii ăștia aici în oraș, adică, da, uitați-vă puțin, adică, ce ziceam eu până acum, uitați-vă și la Alice, dar nu știu unde a plecat, sincer, da, a dat și în ăsta lua, da, nu mai am nimic de zis, sincer, papa. Alice, ia-mă și pe mine, mă, ia-mă și pe... Doamne. Ok, m-ați adus aici la ăsta, m-ați adus în parcul de distracții. Și ce o să facem noi aici în parcul de distracții, oare? Adică, ne jucăm, Păi, Alice, hai câte bani! Unu, hai și doi! Pleacă! Rafaela, Doamne, ați venit să distrugeți astea pe aici, bă, nu, bă, nerușinați-le, bă, dar răsile, bă, dar răsile, bă, dar chiar ne simți pe bune. Veniți aici să vă jucați să distrugeți astea pe aici. Bravo, mă, wow, ce v-a jucat, băi. Hai la alt joc, că deja nici nu știți să vă jucați. Veniți pe aici, hai, dați-vă, dați. Ia, mă, ia, veniți aici, mă, dați cu pumnul. Hai, Alice și Darusel, dați cu pumnul. Prima oară vreau să-l văd pe Darusel și după Alice. Veniți, mă, hai, 3, 2, 1 și... Hai, Darusel, 3, 2, 1 și... Bă, Rafaela, am dat prea tare. Darusel, ai spart și ăsta, bine. Bine, Darusel, ok. Hai, următorul joc, hai să vedem, Darusel, hai să dăm la ăsta cu... Uite! Ala, e reparat, gata. Păi, dar nu mai spargem așa, păi ce fac? Mamă! Nu, mamă! Alice, rândul tău, hai, Alice, hai să auzim sunetele de război, Alice, de la tine, 3, 2, 1 și ia să vedem. Mă, încă o dată, Alice, încă o dată, că nu, Alice, n-a fost nimeni atent, încă o dată, hai, 3, 2, 1 și... Și pam, mamă, i-am dat de somberzit. Bă, lichidat 200, hai ce frară, hai Rafale, rândul, Rafale, e rândul tău. Gata, rândul meu, acum rândul meu, hai, 3, 2, 1 și bam. Ai dat 1. Ce 1, mă, bă, ce 1, mă, dar să-l dacă îmi pui fie, adică ia, lasă-mă în pace. Fii atent aici, 999, 3, 2, 1 și ia să ne iasă, mamă, opa. 300, hai ce fraierii, 300. Ce 9, na, ăsta, bă, e prea prost, dar să-l iei prea, bă, Alice, bă, ce, mamă, Alice, ce forțoasă ești, ai spart și ăsta, în fine, lasă-l așa, hai să-i dăm așa. Hai, 3, 2, 1 și... Ia să-i dăm, cât de fraier ești, Alice, acum rândul tău, hai, 3, 2, Alice, hai, rândul tău, gata, hai să ne... egalitate, bă, fraierilor, amândează la fie, fiți atenți aici cum să dă real, pe bune, adică până sus de tot, până... Ia stai, hai, și bam!
Bă, dar tu sunt la fel de pro, mamă? Bine, arată-mi bine! Alice, ești obligat, acum e rândul tău, Alice. Dacă nu dai 100%, Alice, ai ieșit din joc. Dacă nu dai 100%, ai ieșit din joc. Acum este rândul tău, Alice. Mă, ce? Uite-te, dar vezi că asta scanează cu atenție. Ia. A ieșit din joc. Dar să le acum dai tu din nou că mă obligi, trebuie să mă obligi, dar să le. Hai, 3, 2, 2, 3. Ia, fii atent, dar să le. 3, 2, 1 și mamă. Dar să le, ești obligat, dar să le. Dacă nu o să dai, până sute, doar să le ai pierdut, gata. Hai. Stai, foarte amuzat, dar în serie, chiar așa a fost, în fine, mă, ok. Deci, ia stați, hai să luăm și noi puțin loc aici, hai să stăm și noi puțin de vorbă, că vreau să mai vorbesc ceva cu voi. Puteți-vă aici, dar să-l, mi se pare că Alex se comportă prea ciudat, sincer, dar atunci dacă l-am întâlnit... Hai odată, Elice, hai, mișcă! Nu, scuze, m-a sunat cineva, de-aia. Te-a sunat Gagicu David, nu-i așa? Lasă-l, dar asta chiar are un gagic. Uite-te, dar nu se pare că de când l-a întâlnit pe băiatul ăla se comportă foarte ciudat în ultimul timp? Da, Rafale, adevărat, true, it's very true, it's very true. Da, Darusele, ai luat de-astea pentru engleză, nu? Ai luat cursuri de-astea pentru engleză, nu? Ești profesionist cum ar veni tu, nu? Da, Rafale, yes, Rafale J.K. Bă, Darusele, la modul ceva serios, trebuie să mergem după Alice, că nu știu unde s-a dus, mă, asta chiar a plecat acasă, mă, ce o face, mă, Alice, sau unde o fi, mă, Alice, bă, că deja mă și enervează, sincer, mă, unde o fi, mă, Alice, mă, pe bune, adică nu e nicăieri. Ce? Ce? Dar să le tu ai auzit-o. Hai. Zombie! Cine, mă, nu e nimeni, bă, doamne, ai nebunii, mă, dar doamne, bă, uitați-vă puțin. Rafa, vin uite, e zombie! E o jucărie ăsta, ce e zombie? Ia stai, dar du-te lângă el! Da, mă duc, da, mi-ai dat tu, wow, dar să le dai tu, wow, cât de amuzant ești, dar să le că e o jucărie. Wow, mamă, cât de amuzant e, în fine, ce se întâmplă aici? Bă, ce sunt cu... Alice, unde ești? Uite-te puțin ce e aici. Dar să le-am crezut că glumeai. Bă, ce se află cu zombii ăștia în apă? Mă, ce faci? Bă, Alice, nu sparge! Alice, nu sparge! Ia bagă-o pe Alice, ia bagă-o acolo înăuntru. Ia să intrăm, Alice, ăstea cu zombii. Ia să se bate cu zombii. Ok, da, deci de se pare că sunt aici cu nebunii. Ceea ce este foarte bine că Alice, până la urmă, totuși m-a lăsat să stau cu ea în casă. Până la urmă, nu m-a dat afară din casă, dar într-un fel nu o să mai stau pentru că deja i-am zis lui Alice că a fost un experiment. Până la urmă ea a spus că nu știu ce, că a fost o că, practic a crezut că i-am făcut un prank, i-am făcut. Mă, ce vrei, mă, dar? Da, foarte amuzant, dar să-l până la urmă ceea ce voiam eu să spun, uite că vin și ăștia, dar să-l ia, uite mă, ai băgat aici să vină la astea la curs în fire, nu mă mai întreb asta. Mă, dar să-l ia, ok, gata, ok. Acum te, mă, ce faci? Mă, ce? Dar să le vreau să te întreb câte magii mai înveți și tu. Ok, deci deja se pare că dar să le mă și enervează la modul cel mai serios. Dar să le poți să mă arai puțin în pace că vreau să vorbesc și eu cu lumea. Adică, wow, Alice, mă, ce? Da, nu mai am nimic de zis, dați acolo un like, deja mă și enervează copiii ăștia. Alice, ai ceva de zis de final? Da, am de zis, vreau să nu mai spune nimeni de David, da? Ok, toată lumea să scrie în comentarii Alice plus David. Darusel? Ce? Bă, Darusel, uite un burger în apă, fugi după el, repede, burger în apă, Darusel! Darusel, acolo, bă, burger! Acum tu ești burgerul meu! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.